Deci, susțin în comisii că este vorba de principiul permanenței metodelor. Nu putem să avem o durată de amortizare calculată într-un fel la chiriile ANL și în alt fel la vânzările ANL. La vânzările ANL, așa cum avem înregistrate în contabilitate, în evidența contabilă, încă de la înregistrarea acestor apartamente prin 2000-2001, amortizarea era calculată la 40 de ani, vânzarea acestor ANL-uri se face calculând amortizarea la 40 de ani, în momentul în care se va mări la 60 de ani, așa cum propuneți, prețul la vânzare va crește. Dar, în același timp, nu pot să am o durată de amortizare, nu se poate lucra cu o durată de amortizare la vânzări, ci cu altă durată de amortizare la chiri. Odată încheiat contractul de vânzare-cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare. Problema este că vor apărea discriminări pentru cei care vor cumpăra de acum încolo apartamentele față de cei care le-au cumpărat anterior. Vreau să spun doar atât. Să înțeleagă domnul consilier de PNL, care, din păcate, văd că refuză să înțeleagă. Sunt convins că au o logică foarte clară și foarte coerentă și sunt foarte buni, așa, ca și oameni, dar finalul vor să facă așa numai pe cică cont. Vă dau un exemplu simplu. Dacă astăzi, până se aprobă această hotărâre, o garsonieră situată în Focșani, strada 1, numărul 9, ar fi să se vândă, valoarea de vânzare ponderată este de 95.136 de lei. Dacă s-ar modifica sistemul de calcul a amortizării de la 40 la 60 de ani, valoarea de vânzare tot astăzi ar fi de 104.403 lei. Deci cel care astăzi ar vrea să cumpere această garsonieră, după ce se aprobă această hotărâre cu amendamentul propus de domnul consilier liberal, ar fi de un preț majorat de 9.267 de lei. Iar în momentul în care trecem la acest sistem de calcul, automat toate vânzările vor fi cu un preț majorat. Eu știu că principiul pe care au fost construite aceste locuințe de către Agenția Națională a Locuințelor a fost de a fi vândute, de a colecta bani, de a se strânge într-un fond care să construiască, să reconstruiască alte locuințe. Nu stimulăm sub nicio formă creșterea vânzărilor prin această metodă de calcul. S-a lăsat la atitudinea Consiliului Local, conform acestei noi modificări, care modificare trebuie să fie foarte clar, a venit în urma propunerilor chiar de către mine, direct Parlamentului României. Pentru că atunci când s-a adoptat hotărârea de Consiliul Local cu mărirea chiriilor stabilite de către Guvernul Cioloș, a fost un întreg scandal și a fost întreagă nebunie. Și în acest motiv am propus foarte clar să se revină la modul de calcul. S-a venit un alt algoritm. Algoritm care dă posibilitatea să facem o recalculare a chiriilor prin aplicarea doar a câtorva coeficienți a noului algoritm de calcul, se reducă cu majoritatea chiriilor. Într-adevăr, dacă aplicăm acest sistem de calcul propus de către Consilier Liberal, ar trebui să ne ducem, să mai reducem față de 159 de lei, cât ar rezulta, cum să zicem, la o garsonieră, s-ar reduce la 117 lei, ceea ce înseamnă 42 de lei diferență pe lună, în plus față de reducerea de 159 de lei.